Astăzi este sâmbătă seara, 23 iunie 2012 și mă aflu în localitatea Florești, din județul Prahova, în crescătoria unui colbofil foarte cunoscut aici în zonă și la nivelul județului Prahova. Este vorba despre domnul Manole Ovidiu. Da. Bună seara, domnul Ovidiu. Bună seara. Ce faceți? E sâmbătă seara? Tot la porumbei? Tot la porumbei, în preajmă. Vă pregătiți de o anumită etapă? Aveți... Avem mâine concurs. Unde? Ușor, ușor, pregătim... Avem Tășnad. O etapă de viteză, viteză? Între maratoane, între fonduri. Vremea cum se anunță pentru mine? Celelalte uniuni au avut concurs astăzi. A fost bine vremea astăzi, a fost destul de bunicică, dar noi am optat pe mâine îmbarcăm, poi mâine lansăm. Am înțeles. Domnul Ovidiu, știu că în ultimul an dumneavoastră ați schimbat gruparea colombofilă, ați plecat de la UCPR la FCPR, dacă nu greșesc. Da. Dacă sunteți amabil să-mi spuneți câteva cuvinte despre noua grupare în care activați. Da, momentan noi am făcut un pas nou, am trecut de la UCP la FCPR, la domnul Bilan. Mergem foarte bine, momentan suntem mulțumiți și clubul, și gruparea. E o grupare mai mare, am înțeles acum. O grupare mare, solidă și... Valoarea se vede din numeric mare și din grupare mare. Cu sosirile cum stați acum? Aveți probleme? Cu sosirile... Sunt pinișor momentan, până la momentul de față. Am locul 9 la prima etapă la Mediaș, pe zona 2. Dintr-un numeric mare am înțeles. De 19.200 de porumbei. Locul 9. La Bogata am împușcat iar în primii 20. Da. Nu... Și ca număr de clasări, cam jumate din numeric am clasat la primele 4 etape. Cu intrările cu acasă aveți probleme? Vin întotdeauna pe direcția pe care vi-o doriți sau? Cu intrările depinde de timp. Timpul ne joacă feste. Adică dacă este timpul rău pe munte, intră porumbei pe Valea Oltului și... Și vă avantajează asta? Vă avantajează pe noi. Noi suntem ultimii din grupare, cum se spune, în zona 2. Am înțeles. Dacă vremea e frumoasă? Vremea e frumoasă, avantajăm... Deci ați fi dezavantajați dumneavoastră. Da, da. Așa este, avantaje și dezavantaje, ca pe peste tot. În mare parte, ce să vă spun, categorii... Joc de la 100 la 1000. Deci nu aveți probleme, nu? Nu, sunt un jucător... Nu puneți accentul pe vreun anume? Nu, la urmă tragem linie, vedem rezultatele... Simțim porumbel că poate mai bine în țară îl oprim, îl jucăm doar la viteză de mi-fond. Eventual îl jucăm și la un general. Așa joc. Sunt la început. Nu sunt crescător, cine știe. Profesionist, nu? De top? Am înțeles. Dar am jucat la profesioniști. S-au văzut rezultate în anii Asta vreau să vă rog să-mi spuneți câteva cuvinte. Știu că în anii trecuți la UCP ați avut câteva rezultate foarte bune. Am avut și în expoziția națională, am avut locul 9 la viteză Yardling, locul 2 pe județul Prahova. Cu același porumbel. La maraton am avut locul 18 în expoziția națională, locul 9 sau 10 la județul Prahova, la asociație. Porumbei, de unde aveți? În mare, porumbei așa. Am achiziționat de la crescătorii care joacă bine. Care sunt de pe zona dumneavoastră, da, de aici? Da, numai din zonă. Acum am înaintat un pic, am ajuns pe la București, la domnul Negrea, Constantin Negrea. Am ajuns, am adus niște porumbei de la dânsul, în vechi porumbei al lui domnul Vâlcu, exact. Domnul Crăciunescu, Crățulescu. Da. Unde am știut că porumbei sunt, am plecat cu prietenii mei de la club. Noi nu ținem ură niciunii pe niciunul. Jucăm cu toții, este un sport. E perfect așa. Nu ne ținem dușmănie unul la altul. Eu sunt casier la clubul Victoria Florești și țin și partea tehnică momentan, că da. A avut probleme nouă tehnica nostru și asta este. Dar nu, momentan noi suntem bine, din prima strigare, ca să spunem așa, acum când am făcut pasul cel bun, suntem mulțumiți, majoritatea. Cam câte ore vă permite zilnic să alocați pregătirilor în timpul sezonului, de exemplu? 3 ore dimineața, da. Depinde de servici. Dacă sunt schimbul 2 dimineața, 3 ore le aloc pentru ei, sau dacă sunt schimbul 3, tot așa. Zburați porumbei la văduvie, la natural? Poftim? La văduvie, la natural? Semi-văduvie.
semi-văduvie. Este mai simplu, n-am timp de văduvie și natural, momentan, dacă v-am spus la început, nu pot să lucrez și cu porumbei de viteză și cu porumbei de fond și maraton să pot să-i joc la văduvie. Nu. Și momentan nu știu, să vă spun sincer, chestia asta. Joc semi-văduvie cu toți și s-a văzut rezultatele. Porumbei de maraton și fond îi las la sfârșitul sezonului acum, după cele 7 viteze, îi las la natural. Pentru stare de cuib, pentru... Da. Considerați că vreo anumită categorie se zboară mai greu decât alta? Porumbei se pregătesc mai greu la o anumită categorie decât alta, de exemplu? La fond mai greu decât la demifond? Moment, nu, eu v-am spus, eu sunt un jucător care motivez porumbei cum îi știu eu, cum cred eu. La primul presov am avut presov, noi la primul fond. Am clasat 9 porumbei din 24. Am îmbarcat 24, am clasat 9. Da. Acum am avut 3 etape în aceea zi. Am avut Urziceni, Rosenberg și Bruno. Urziceni 390, Rosenberg 660 și Bruno 830, 827 parcă. La Bruno am îmbarcat 5 porumbei, mi-au venit 4. Din păcate nu mi-au venit în prima zi, au venit a doua zi dimineață. Greșeala a fost a mea, mi-o asum. N-am băgat ceasul, la 7 m-am trezit, am găsit 2 porumbei în crescătorie. Treaba a fost scoasă. Se mai întâmplă, da. Da. La Rosenberg am îmbarcat 12 porumbei, mi-au venit 11 în prima zi. La Urziceni am îmbarcat 24, am pierdut mai mulți în țară decât la fond și maraton. M-am îmbarcat 24, mi-au venit 20. Nu, eu sunt mulțumit de... Pedigherilor, ce importanță le acordați la porumbei? În mare parte nu prea acord importanță pedigherilor. Fac și cupluri după pedigrie, depinde de la crescătorii care sunt, dar în mare parte eu valoarea lor. Adică eu testez porumbei, cel puțin scot 3 pui dintr-o pereche. Am 20 de cupluri la matcă, da. Scot câte 3 pui din fiecare cuplu, indiferent, dacă scoate prima dată 2 pui, a doua oară îi las doar un pui, sau invers. Dacă scoate prima dată un pui, pe urmă îi las 2 pui. Pui zburați toamna? Da. Până la final? Până la final, toți. Deci nu, selecția, coșul. Și ce important sau zborurile? La mână, zborurile dacă simt un porumbel că este mai slab sau are un defect sau astea, de mic îl îndepărtez, îl... Importanța lor... Sunt foarte importante zborurile cu pui de toamna pentru dumneavoastră? Da. Să da, nu? Da. Se vede diferența, se face o diferență și între cupluri și între pui. Adică puiul care a zburat bine la pui nu prea mi-a făcut rezultate bune la yardling. Mă refer la mine în crescătorie. Da. La yardling nu prea am pușcat bine la un an. Al doilea an este 100% da. Apt de luptă, indiferent. Și eu zbor și la un an de zile yardling. Până la ce distanță? Și la 700. Da? La 700. Indiferent de sex și mascul și femeie? Indiferent de sex, indiferent de rasă. Deci am porumbei 100% Janssen, veniți de la 700. 3 porumbei băgați, 3 porumbei veniți. Ca yearling. Și de un an. Da, ca yearling. Da. Și de la 2 ani în sus, tot așa, până la 700. Nu-i săr mai mult de 700. Porumbei care sunt de viteză de mifond, nu-i săr mai mult de 700. Pot să vin și de la 700. Selecție la mână, ce importanță acordați? Selecția la mână... O apelați la ea chiar de la pui? Și de la pui, da, de la pui plec cu selecția la mână, dar în mare parte problema este în felul următor. Dacă nu mi place mie la mână puiul de mic, după ce l-am inelat, dar nu îndepărtez de atunci. Nu mai dau șansa ca să mai evolueze. Noroc, cu ce importanță considerați că are în sportul columbofil? Vă ajută el să ajungeți campion național sau da. E necesar? Da, și norocul este... Și când vă trebuie mai mult noroc? Atunci când vă formați perechile de matcă? Când vă scoateți niște pui de valoare? Da, da. Și la matcă este o problemă. Dacă nu faci cuplurile de la bun început, eu am auzit multe vorbe de la mari crescători și buni crescători și jucători care zboară cu noi. Momentan, acum, pe ei urmăresc eu. Adică ei sunt mentorii mei.
Aveți, apropo, aveți vreun mentor din ăsta în columbofilia românească? Sincer să vă spun, am doi mentori. Unul la viteză, este domnul Nini Enechescu. Din Băicoi, da? Din Băicoi. Da, domnul Nini Enechescu e mentorul meu la viteză. Adică ce a făcut el și la UCP și la FCPR și a arătat valoarea lui din primul an, jos pălăria meritului și al porumbeilor lui și tot. Și porumbeii lui i-au arătat valoare și la mine. Eu v-am spus, am luat porumbei de viteză de mifon de la el, i-am zburat și până la 700. Și n-am pierdut niciun porumbel și niciun pui din linia lui. Și al doilea mentor, că spuneați de... Al doilea lui este Laurențiu Spânu, un jucător greu de bătut. El zboară fond și maraton. Și este foarte plăcută etapele astea, sunt foarte plăcute etapele, dar în mare parte eu le îmbrățișez pe toate. De afară aveți vreun crescător pe care îl apreciați foarte mult? De afară Desmet Matis, pentru că majoritatea porumbeilor mei sunt în Matis, încrucișați cu multe șușe. Domnul Ovidiu, în obținerea unor performanțe columbofile de vârf la nivel național, ce considerați că are o mai mare importanță? Valoarea unui porumbel sau pregătirea pe care o asigură crescătorul? Amândouă. Ne puteți avansa un procent cam cât? Deci, indiferent de categoria de zbor? Indiferent da. De deci, viteză sau maraton? Asta este părerea mea personală. Dacă porumbelul nu este pregătit, este ca și cum pleci la vânătoare fără pușcă. Dar și dacă el nu are valoare, e ca și cum pleci la o cursă, la raliu și concurezi cu un trabant. Deci nu... Porumbelul, dacă nu are o valoare el, adică valoarea lui... Sportivă, genetică? Sportivă, genetică. Valoarea lui, adică să poată el să își exprime, să-și arate... Simțul de orientare, ambiția. Ambiția lui și în crescătorie, și la zbor, și în toate astea. Deci porumbelul se simte crescătorul. Aveți susținerea familiei în creșterea porumbeilor? 100%. Vă sprijină? Vă și ajută în crescătorie? 100%, da. Da. Și soția, și mama, și cumnatul, și toți. Sunt... Alături de dumneavoastră, nu? Da, da. Deci, ce vă plac mai mult? Porumbei frumoși sau porumbei valoroși? Nu, porumbei valoroși. Valoroși? Valoroși. Eu nu țin cont de culoare, nu țin cont de inele, că e olandez, că e belgian, că nu. Cam cât timp acordați încrederea unui porumbel până decide să-l eliminați, de exemplu, din crescătorie dacă nu v-a confirmat? Deci la pui îl trec cu vedere. Deci, în primul pui trec toți. La prima, la yearling, dacă nu face nimic, îl mai dau o șansă la... Nimic însemnând ce anume? Câte clasări, din câte angajări sau normă sau... La yearling? Da. Ce înseamnă nimic pentru dumneavoastră? Nu, nimic înseamnă că eu îl bag să-l văd unde poate. Dacă nu clasează în țară, îl încerc un pic la fond. Dacă nici la fond nu poate la yearling, măcar să-mi arate o scânteie, n-am de ce. Pentru că am deviat de la subiect. Mulți crescători spun că valoarea porumbeilor, 70% este zero a porumbeilor. Deci într-o crescătorie, așa spun mari columbofile, așa am auzit și așa... Nu chiar zero, să zic o valoare sub medie. Sub media generală a crescătoriei. Da, și așa, dar și la mine în crescătorie, de exemplu, am scos 100 de pui, am rămas cu 60. 60 am zburat, până la sânge am ajuns 42. Am plecat cu 42. Momentan am eliminat câțiva din ei care n-au făcut nimic. Aveți porumbii favoriți în crescătorie? Da, da. Da? Sunt câțiva. Și le acordați o atenție deosebită față de... Nu le acord ceilalți? El știu că el este întotdeauna prezent, indiferent de situație și indiferent de timp. Ce vă plac mai mult? Porumbei mai calm sau porumbei mai energici, mai colerici? Mai calm. Mai calm, nu? Da. Porumbei mai energici și mai cedează. Așa am testat eu unii porumbei și cedează mai repede. Porumbei care au energie foarte mare și foarte multă în ei. De la 2012, ce așteptări aveți? Momentan să... Vizați vreun anumit rezultat la vreo anumită categorie? În primul an nu sperăm să ajungem undeva pe podium. Pe podiumul județean sau național?
Național în niciun caz, cred eu, din primul an. Dar momentan, ca tot orice crescător, să vizăm și noi în față și să arătăm că totuși suntem o grupare cât de cât și un club solid. În mare parte, cred că unii crescători de la noi din club sau, nu dau nume, vom ajunge și pe podium. Și județean, sigur, de la noi din club. Domnul Ovidiu, și acum o ultimă întrebare, dacă sunteți amabil. Care considerați că sunt aturile noastre, principale noastre calități din punct de vedere columbofil, care vă recomandă? Sunteți un tip tenace, un tip ambițios, un tip perseverent, un tip... Eu sunt un tip calm în privința porumbeilor. Răbdător? Răbdător. Până la un moment dat, dacă v-am spus, în 2 ani de zile te-am ajutat și nu mi-ai dovedit nici reconfirmat încrederea. 2% din încrederea care eu ți-o acord, nu mai pot să mai... Un ultim mesaj acum pentru colegii noastre de club? Puteți transmite sau vreți să transmiteți? Da. Momentan să jucăm bine în continuare. Suntem un club solid, cum v-am mai spus, momentan. Și să jucăm bine, pentru că multă lume ne invidiază și ca numeric, și ca club, și ca jucătorii ambițioși și perseverenți și care am dovedit și la UCPR și vom dovedi și la FCPR că suntem ambițioși. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate. Și eu vă mulțumesc. Și vă doresc și în continuare mult succes, domnul Ovidiu. Vă mulțumesc și vă mai așteptăm pe la noi. O să mai trec negreșit. Toate cele bune. Sănătate, o seară bună. Vă mulțumesc. La fel.